Georgios Saris este leul din haita lupilor. Fotbalistul de 29 de ani atrage atenția prin barba sa, dar și datorită tatuajelor de pe corp. Jucătorul Petrolului are tatuaje despre religie și familie. A stat chiar și 8 ore pentru așa ceva și spune că nu le-a făcut din nebunie, fiecare dintre ele fiind sacre. Pe mâna stângă are un leu mare, acesta fiind capul familiei, urmat de soția leoaică și fetița, reprezentată de un pui. Saris vrea o promovare frumoasă cu Petrolul și atunci își va tatua un lup. I hope I will fool my body with tattoos. Maybe a wolf? Yeah, why not? I was thinking about that here because it's empty. I need to feel it. We hope that we give inside the field good games, not only wins, with our technique and everybody enjoy our game. Conducerea a dorit jucători care să reziste la presiunea meciurilor și a tribunelor, iar Saris este unul dintre ei. Grecul e obișnuit cu atmosfera fierbinte, deoarece în trecut a jucat la AEK Athena și Kayserispor, echipe cu fani pătimași, dar și la o trupă scoțiană cu un nume celebru, Hamilton. For me that I'm Greek, I know about the is common for me because I play in a team AEK, big fans. Games with 78,000 people, so for me it's not a pressure. Pressure is only my bad self, so I need to win myself. După ce a îmbrăcat amical tricoul Petrolului în două jocuri, Saris poate debuta oficial chiar în Arena Lupilor. Apărătorul grec poate evolua din primul minut în partida de duminică cu Metaloglobus București, mai ales că fundașul Ginga este menajat.